Justo, atenție, spune-ți, rog. Care proteste? Stați să mă lămuresc, eu protestez mai multe chestiuni. Bun. Îmi pare rău de asta. Poftiți? Nu e obligația mea. Sunteți sigur că e legal ce faceți? Mai ales de pe un număr care poate fi hostit? Ați făcut ceva legal, nu? Logic, domnule, v-am dat în judecată că sunteți niște mafioți alu tender, da? Am câștigat procesul și în baza asta lucrările ilegale au trebuit oprite și nu mă amenințați, că ajungeți pe mâna poliției și nu o să scăpați așa ieftin ca securiștii de tender și polițaii. Poftiți? Domnule, caută-ți o firmă care lucrează legal. Domnule, eu v-am dat în judecată, nu pricepeți că unul și cu unul fac doi. Domnule, vreți să înțelegeți sau vreți să mă amenințați? Stai să clarificăm. Vreți să mă amenințați sau vreți să discutăm? Spuneți, una din două, dacă vreți să discutăm, mă lăsați să vorbesc, să vă explic, că mă enervați acum. Nu accept să mă amenințați, că ați făcut-o deja. Domnule, vreți să ascultați ce am de spus sau nu? Dar nu mă interesează ce asta, nu prospecțiune. Eu v-am spus opinia mea. Vreau să veniți peste noastră la Sighișoara să ne dați de lucru. Bun, haideți acum. Strada Caraiman numărul 1, Sighișoara. Acum să veniți, că vă aștept. Nu că știm adresa. Haideți acum, că sunt aici. Haideți să vă văd, aia mult și curajos. Care m-a amenințat prin telefon că apărăm drepturile unor oameni care și ei au niște locuri de muncă și ei au niște interese legitime. Ce vreți, domne? Cum vă numiți în primul rând? Cum vă numiți în primul rând? Nu vă amenință nimeni. Spuneți cum vă numiți. Aveți atâta respect pentru un om? Domne, nu mă crede prost că vii la mine cu mai mulți oameni să vă dau de lucru. Dar asta e o amenințare foarte sub... Nu a venit pe nimeni. Păi asta înțelege orice om care nu-i prost la cap. Vedeți că registrarea asta o să fie registrată cum vorbeați. Eu deja o înregistrez, domne, că mă amenințați. Dar ce credeți? Cine credeți că sunteți? Spuneți în primul rând cum vă numiți. Cine sunteți? Sunteți tender? Cine sunteți? Nu, sunt un zipomocitor, domnule. Bun. Iar eu am rămas fără servici din cauza dumneavoastră. Ați rămas fără servici din cauza că lucrările sunt ilegale și statul ăsta mai există până la urmă și autoritățile le-au oprit. Nu eu v-am oprit abuziv. Voi ați lucrat abuziv. Pe cine ați mai protestat? Poftim? Vreau să văd dacă ce-a fi să-i război cu... Așa, acum sunt... Ce război, domnule? Domnule, există un stat în țara asta și care după jumătate de an totuși a făcut simțită prezența. El v-a oprit, nu eu. Că eu nu sunt Dumnezeu. Nu înțelegeți cel mai simplu lucru pe lume. Pentru că nu mă lăsați să vorbesc. Dumneavoastră tot insistați să-mi spuneți o poveste de doi bani pentru a dormi copii și de amenințat oameni. Nu ne tutuim în primul rând. Deci dacă doriți să discutăm, domne, mă lăsați să vorbesc. Înțeleg că vreți să înțelegeți ceva, dar nu, dumneavoastră tot insistați să-mi povestiți nu știu ce, eu am priceput. Nu-s prost. Vreți să discutăm sau nu? Spuneți, da sau ba? Vreți să discutăm, da sau ba? Dar mai pun o întrebare, după aia discutăm. Se poate? Bun, întrebați și vă răspund. După aia vorbesc eu și răspundeți dumneavoastră, dar nu mă tot întrerupeți. M-ați făcut totul voluntariat. Normal. Și ce-i dacă? M-aș întreba un lucru. Dacă să dea Dumnezeu să intrăm în război. Care război, domne? Ce război? M-ați oferit voluntari pentru asta? Ce război? Care război? E clar. Bine. La revedere. O să veniți să dați de lucru.